Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 9 iunie, ai o viziune umanistă asupra lumii, nu tolerezi nedreptatea și încălcarea drepturilor cuiva, ești un ascultător și interlocutor excelent, nu-ți stă frică să-ți aperi drepturile tale sau drepturile altora, dar ești nerăbdătoare, impulsivă și nu întotdeauna gândești ceea ce vei spune când inima începe să-ți controleze capul, poți deveni atât de sensibil încât logica și bunul simț pur și simplu nu mai există. Dacă îți permiți să te lansezi în planuri impracticabile, atunci întregul tău potențial de afaceri se poate dizolva în vanitate. Poți fi atât persistentă în atingerea scopului, cât și surprinzător de pasivă. De regulă, o astfel de dualitate a naturii se manifestă prin faptul că, în anumite situații, demonstreze o mare voință și hotărâre și, în unele cazuri, ne dorim complet să acționezi. Deci, să spun altfel, poți fi încăpățânat în munca ta, dar timid în relațiile tale cu ceilalți, mai ales când vine vorba de inițierea acestor relații. Sau, din potrivă, la lucru poți fi letargică și inertă și acasă să fii lider. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, ai putere în pregătirea pentru orice situație, curiozitate, gândire logică, spontaneitate, dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, Ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu. Deoarece tendința născută de aminții și de înșelate poate împiedica semenții relații bune cu cei dragi, pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur, te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa de opinii proprii. Ești impunătoare și idealistă. Pentru tine, justiția și capacitatea de a proteja pe cei jigniți și oprimați sunt foarte importante. Tu știi să asculți, vorbești frumos, dar ești prea grăbită și nu te gândești înainte de a face sau de a spune ceva. Se întâmplă că emoțiile tale puternice să înceapă să te controleze, atunci poți face acte complet ilogice și chiar prostești. Este important ca tu să te ții în frâu pentru a nu fi supusă unor fantezii care nu pot fi realizate, altfel practicile și experiența ta se vor dizolva fără urmă. Mai mult decât atât, este aproape imposibil de anticipat în prealabil modul în care te vei comporta în această sau în altă situație. Cei care te întâlnesc în viața personală sunt surprinși să găsească în tine calități care sunt complet absente la locul de muncă sau în activitatea socială. Cu toate acestea, din punctul de vedere al idealurilor tale, ești ca o piatră, nu ești deloc înclinată să renunți la propria ta convingere. Ești deschisă, foarte directă în declarațiile tale critice și, uneori chiar depășești cu claritate limitele extrem de scrupuloasă în ceea ce privește detaliile, poți ajunge la fanatism încercând să te asiguri că ceilalți sunt absolut de acord cu părerea ta. Ai o personalitate cu orientare logică, dar uneori ești predispusă la trucuri copilărești. Din fericire, calitățile pozitive ale naturii copilului din tine sunt mult mai comune și depășesc aspectele negative ale copilăriei stupide. Dacă în tine copilul nu joacă un rol atât de proeminent, poți coopera cu tinerii în rolul de mentor cu plăcere. Trebuie să fii atentă la afișarea necontrolată a emoțiilor primitive, cum ar fi gelozia, mânia, invidia sau alte forme de adorație nesănătoasă. Antrenamentul psihologic este cheia succesului. Creșterea obiectivității în momentul haosului general transferarea unei experiențe pozitive dintr-o sferă de viață în alta, prăbușirea barierelor construite artificial, aceste sarcini sunt foarte la îndemânata. Formarea integrității caracterului pentru tine este cheia succesului în viață și pentru fericire. Dacă nu reușești să realizezi acest lucru, poți fi condamnată să suferi din cauza dualității naturii tale fiind victorioasă în unele zone ale vieții și ratată fără speranță în altele. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești plină de viață, sociabilă, inteligentă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cu cerii serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 9 iunie soartata? Ai o natură dublă. Poți fi încăpățânată și de neclintit în atingerea unui anumit scop și surprinzător, pasivă și inertă în alte situații. De regulă, îți stabilești sarcini imposibile, care sunt împinse de ambiție și încrederea în sine. Dar acest lucru se aplică numai la locul de muncă și avansarea în carieră. Tu ai o mare putere de gândire și perseverență, căutând de dezvoltarea profesională. În mod clar și cu încredere te duci către succes, pentru tine nimic și nimeni nu va deveni un obstacol. În comunicarea personală, totul este mult mai complicat. Este foarte dificil pentru tine să ai inițiativa, să te apropii de persoana pe care o dorești. Ești foarte timidă și indecisă în afacerile amoroase. Este pur și simplu uimitor cum în tine pot fi combinate astfel de trăsături contradictorii de caracter, poți fi atât puternică, cât și decisivă, dar în același timp timidă și modestă. Într-o chestiune de câteva minute, suspiciunea și slăbiciunea spiritului vor înlocui dispoziția voluntară, toate acestea se datorează acțiunii constelației gemeni, sub care te-ai născut. Acest semn al zodiacului te privează de integritatea ta, de aceea nu poți trăi în armonie. În plus, toată viața ta vei încerca să te confrunți cu întreaga lume, cu lucrurile din jurul tău. Poți trăi în așteptarea fericirii imaginare, care nu este destinată să devină realitate. Este demn de remarcat faptul că ai o personalitate echilibrată și calmă, care este foarte relevantă. Mintea ta nu este întotdeauna întunecată, ai o idee clară despre ceea ce se întâmplă, dar, ca și ori și cine, uneori dorești să te relaxezi, prin urmare, foarte rar rămâi doar cu mici frământări sau libertăți minore, dar este doar pentru un timp, odihnindu-te și primind o descărcare morală, te întorci din nou în prima linie abilitatea de a fi drăguță și inofensivă te ajută să rămâi întotdeauna tânără în sufletul tău și contribuie de asemenea la o comunicare normală cu generația tânără. Dar, în ciuda acestui fapt, ești un lucrător foarte responsabil și fiabil, îți prețuiește munca și respecti munca altora. Datorită dedicării tale îți atinge obiectivele. Managementul are întotdeauna încredere în tine. Colegii îți solicită adesea sfaturi. Merită remarcată o caracteristică foarte neplăcută a ta. Uneori ești prea principială. Dacă ești convinsă de ceva, atunci pur și simplu nu poți fi cu adevărat convinsă de contrariu. Tu ai dreptate sau nu? Întotdeauna categorică și de neclintit în opinia ta. Uneori, în dorința de a-ți dovedi dreptatea, poți merge la limbaș trivial și insulte personale. Un astfel de comportament îi respinge pe cei din jur, de aceea adesea îți faci dușmani. Dragoste și compatibilitate. În relație strânsă, ești un partener romantic și empatic, profund îngrijorat pentru cei dragi, dar în același timp vulnerabil din punct de vedere emoțional. Dacă romanul se termină, vei avea o durere puternică. Dacă totul este prea rău, s-ar putea să te retragi din alte experiențe cum ar fi dependența de alcool sau dulciuri. Alianțele emoțional-armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudina ta frivolă și aventurasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine, aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu ascunzi în tine însă -ți activitate, energie, forță, dar și pasivitate, zlăbiciune, de regulă. O parte a naturii tale se manifestă prin muncă, iar cealaltă în viața personală și relațiile cu oamenii apropiați. De asemenea, în unele situații acționezi cu putere, în timp ce, din potrivă, nimic nu atinge sufletul tău și arăți lumii din jurul tău numai slăbiciune. Cel mai adesea, ești încăpățânat în munca ta. Dacă în familie ocupi rolul de lider, apoi la lucru, ai nevoie de un lider puternic și l-asculți în tot. De obicei, comportamentul tău provoacă o mare surpriză celor care te-au văzut atât la serviciu, cât și la domiciliu, dar ceea ce tu nu refuzi în niciun caz sunt principiile tale, ideile tale sunt sfinte, adesea, poți fi prea critică, întotdeauna ești cinstită și deschisă lumii. Pentru tine, detaliile minuscule înseamnă mult, de asemenea, Poți păcătui uneori prin dictatură când încerci să-ți impui părerea ca fiind singura adevărată pentru toți ceilalți, poți lucra ca profesor, educator, sănătate și boli, tu iubești exercițiile fizice și sportul, atât mental cât și fizic, ești bucuroasă să practice orice formă de exerciții. Cu toate acestea, yoga, aerobic, sporturile militare sunt preferabile aceste activități te ajută să te menții în formă. Ți se recomandă să ți reconsideri atitudinea față de alimente. Te poți apleca prea mult spre cele produse care îți dăunează și al căror consum ar trebui să fie limitat. Punctul slab al corpului tău este localizat în organele respiratorii și articulațiile extremităților superioare, care trebuie protejate în mod special este util să-ți extinze orizonturile dependenței tale gastronomice, destinul și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât te lasă o amprentă sumbră asupra soartei tale. Ai o karma grea? Ai venit în această lume pentru a face datorii karmice. Viața ta este plină de conflicte, certuri, intrigi, calomnie și proceduri legale atât cu cei apropiați, cât și cu cei din afară. Sunt posibile boli psihice, convulsii, probleme de vorbire și dizabilități. Sunt posibile viață dificilă, posibilă sărăcie, singurătate, copii cu multe probleme. Viața este ca o cursă cu obstacole. Numai prin umilință, conștientizarea greșelilor, pocăință, răbdare, cordialitate și bunătate, îți poți îmbunătăți într-un fel viața. Sfaturi pentru tine! Trebuie să înveți să -ți ții emoțiile sub control, în special agresiunea și furia. Pentru a stăpâni pe deplin sentimentele tale, vei avea nevoie de un psihoterapeut și de cursuri speciale. Încearcă să-ți stabilești punctele fortei drept standarde. Înțelegerea de sine și examinarea sunt cruciale. Retrage-te din tumultul vieții din când în când și meditează la anumite lucruri. Sporește-ți creativitatea când vrei să te exprimi. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea și chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.